Cezara. Sunt medicul relé la American Medical Center. Cu venirea primăverii și sezonului înfloririi, tot mai des ne întâlnim atât în rândul copiilor, cât și celor adulți cu patologie foarte răspândită, rinită alergică sau rinită de sezon. Este o patologie ce afectează întreg organismul, dar manifestările cel mai des le întâlnim la nivel de căi respiratorii superioare. Cu ce acuze se prezintă pacientul la noi? Rinoree apoasă sau secreții nazale apoase, prurit, stârnut în salve, nas înfundat, tuse, uscată, săcăitoare. Se mai pot asocia și simptome oculare, cum ar fi prurit, lacrimație, sclere hiperemiate sau ochi roșii. Pentru a preîntâmpina sau în cazul aparițiilor tuturor acestor manifestări, este de dorit de a evita contactul cu toți alergenii posibili, dar izolarea nu este o metodă de profilaxie. De aceea vă îndemn să vă adresați la specialist. La American Medical Center puteți beneficia de o consultație complexă și de un tratament pe măsură.